Tu ai venit la cât? La 15 ani la Dinamo? Da. Eu am venit la 15 ani la Dinamo. Am venit și am dat probe de joc. Dar vreau să-ți povestesc, dacă ești de acord cu... Ia zi-mi, povestește-mi. Tata fiind stelist, înrăit, știu că mă contraziceam cu el. Dumnezeu să le ierte, mi-a murit în 2018, în septembrie, și am avut un an nefericit în 2018. Tata mi-a murit în septembrie și băiatul în octombrie. Am avut așa o cumpănă... Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi. Dumnezeu să-i odihnească. Și fiind un mare stelist, modelul fiecărui copil cred că este tatălui sau mama, depinde de... Așa. Și ținea cu steaua și implicit și eu am ținut cu steaua. Am și un... clasor cu timbre, am acum acasă, știu că mama tot îl pune acolo, îl șterge de praf, și țineam cu steaua. Țin minte că am scris hai Steaua București. M-a dus tata să dau probe de joc la Steaua. La Steaua. Țin minte, țin minte că era domnul Ailene, antrenor la grupa la 78. Cred că mai e și acum acolo la centru, parcă. Da, nu mai știu nimic. Și toți copiii erau în vacanță atunci, pe vremea aia, a dat liber, că erau meciurile naționale, le-a dat liber. Nu am putut să dau probe. Și ne-am dus, zic, tata, hai să mergem la alt club, dacă. Și hai să mergem la Rapid. Zic, ok, hai să mergem la Rapid. Am fost, la fel, era închis, țin minte că juca domnul Rică Răducan, juca tenis de picior acolo pe... în incintă, la așa, domnule, vrem să dăm, avem și noi un copil, da? Vrea să dea niște probe de joc, a zis tatăl meu, să vedem dacă e are ceva, stofă de fotbalist, știe ceva, eu știu. Zice, domnule, și copiii noștri sunt în vacanță, le-a dat acum a fost cu Naționala. L-am rugat, zic, tata, te rog, zic, hai să încercăm și la Dinamo. La Dinamo în perioada aia, da, aveam un consătean de-al meu, Leo Grozavu, juca... Serios, da? Da, e consăteanul meu. Așa. Și zic, hai, te rog frumos, hai să-l sunăm pe Leuțu, că așa îi spuneam noi, Leuțul. Deci îl cunoșteați, erați în... vă știați, da, cu el? Da, păi... Da, ne știam. Uh-huh. Noi îl știam mai mult, noi eram... Da. Tatăl știa, era prieten cu tatălui... Ok. Da, și zic, hai să-i dăm un telefon să-l întrebăm, putem să dăm și noi o probă de joc, eu știu, să ne vadă cineva. Tata, cum era contra lui Dinamo, fiind stelist, fiind astea, nu, că nu. L-am rugat, țin minte că m-am pus în genunchi, te rog frumos, hai măcar să vedem dacă sunt acolo, la nivelul lor, sau sub puțin, sau da, să-mi văd și eu valoarea, că dacă îmi place. Și ne-am dus. Am vorbit... Dar stai puțin, iartă-mă că te întrerup un pic. Deci voi vă plimbați practic prin București în aceea zi, ați fost în Ghencea, după aia ați venit probabil cu tramvaiul 41 în Giulești la Rapid și de exact, aici, exact, pe drum vă gândeați cum ajungem în Ștefan cel Mare să... Exact. Nu, am stat mai multe zile acolo. Noi, okay. Tata fiind născut în București, toate rudele lui... Uhum. Mătuși, unchi, și acum avem în București, verișori are. Da, fiind din București, am stat pe la ei, pe acolo, și ne gândeam. Nu știu dacă a fost, nu mai țin minte, dacă a fost în aceeași zi la Steaua, după aia la Rapid. Okay. Okay. Sau, câteva zile au fost excursia asta. Da. Și am fost la Dinamo și am vorbit... Am vorbit la conducere, am fost cu tata și am vorbit la conducere, ne-a spus că e ok,